Această emisiune vă este oferită de Aqua Carpatica. Seara, bine v-am regăsit, sunt Roxana Ioana Gabor Iliescu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate, Trup și Suflet. Sunt destul de emoționată pentru că este un subiect, aș spune drag inimii mele, dar de fapt este subiectul de bază al sănătății noastre, trup și suflet. De unde pornește sănătatea noastră ca ființă, ca familie, ca și relații? De la familie, de la acel mediu pe care l-am avut și mulți dintre noi, nu-i așa, am fost la cursuri de dezvoltare personală, am văzut ce a fost bine, ce a fost rău, am vindecat, am trecut, am tot. Ok, și acum suntem la rândul nostru părinți și suntem noi puși la treabă, astfel încât să construim pentru următoarele suflete un mediu poate mai sănătos decât l-am primit noi, clar mai conștient. Cum facem acest lucru? Iar această ediție este episodul 2 al unei serii, Sănătatea familiei din perspectivă masculină. A fost primul episod pe care te invit să îl cauți pe canalul nostru YouTube. Iar acum ne orientăm un pic către perspectiva feminină și perspectiva de cămin. De la relație am ajuns să avem un cămin. Cum ajungem să decidem acest lucru? Cum ajungem să-l și păstrăm? Ce ne face, de fapt, să păstrăm căminul în picioare și să nu punem bombă? Acum când este atât de ușor. Și vorbeam în episodul anterior cu invitații mei că acum este tentația de a schimba mai multe relații. Dar că tot am vorbit de invitații mei, vreau să vi-i prezint din nou pe Diana și pe Silviu Ioniță de data aceasta. Ei sunt psihologi amândoi și au o familie extrem de frumoasă cu Adam de 2 ani. Și vă mulțumesc pentru lucrurile pe care le-ați spus în primul episod, să spun. Și să pornim de acolo. Când ai spus, Silviu, că de fiecare dată când existau anumite discuții între voi, îți aduceai aminte de decizia pe care ați luat-o să faceți acest lucru împreună și să continuați. Păi, fantasma asta de a schimba și de a găsi ceva mai bun este cumva propovăduit așa la nivel social și prin media și peste tot, pentru că toată lumea, dacă observați, se marketizează acum, se scoate la mezat așa pe galantă, reprezentând fiecare pe TikTok-uri, pe Instagram cu profile. Este o prezentare personală de vânzare, efectiv. Și e foarte ușor să cazi în capcana asta și a fanteziei că cu altcineva o să fie și mai bine. Și când conștientizăm că, de fapt, fiecare are calități și defecte și, până la urmă, dacă aceste calități și defecte sunt complementare și cumva sunt tolerabile față de celălalt și cu celălalt, cred că atunci poți să mergi mai departe. Că altfel suntem foarte tentați să tot schimbăm, să tot schimbăm. Dar dacă schimbăm, pornim pe un drum și tot vedem, zici, că drumul celălalt ar fi mai interesant, dar celălalt. Niciodată nu o să reușim să progresăm și să mergem foarte mult înainte. Și atunci, cumva, la un moment dat, trebuie să-ți asumi un drum pe care să mergi. Dacă, într-adevăr, anumite lucruri sunt impardonabile, da, și nu te mai regăsești cu totul, atunci, să zicem, e o decizie bună să schimbi. Dar până atunci,
cred că e important să mergi pe acest drum, pentru că așa o să constați că fiecare drum are și zone frumoase și zone mai puțin frumoase și perspective și provocări care te duc mai departe. Dar așa, dacă stai doar într-o perioadă de început, acea îndrăgosteală de 3-6 luni, totul pare minunat. Cum ceva care nu-ți mai place, ieși și începe altă perioadă. E o perspectivă destul de copilărească și de fantasmagorică așa, a oamenilor acum, și poate aici cred că avem și noi un merit, suntem suficient de maturi, ea fiind și mai mică decât mine, dar e la fel de matură ca și mine, și aici ne-am potrivit destul de bine. Și ne întoarcem către perspectiva feminină. Cum a fost și cum a fost să simți că există și momente în care, ups, și dacă nu vrei să spui tu, o spun eu, că în relația mea, care știu foarte bine, el e iubitul vieții mele, e dragostea vieții mele, și totuși au fost momente în care îi vedea în cap așa, ori crăpat, ori de bucățele, ori ziceam, dar ce mă ține aici? E, ce? Sunt reale astfel de momente, da, și cu toții le experimentăm de-a lungul vieții. Exact cum a adus în lumină și Silviu, din afară s-ar putea spune că suntem o familie excepțională și poate chiar perfectă în viziunile altora. Însă sunt multe dedesubturi și în relația noastră și sunt multe lucruri ce ne diferențiază și ne și apropie. Important este să maximizăm lucrurile care ne apropie și să minimizăm lucrurile care ne diferențiază. Cum? Că pentru nu le bagi sub creș, nu? Da, într-adevăr, dar suntem... întotdeauna nimeni nu o să vină vreodată să-ți pună în brațe, uite, aceasta este relația perfectă pentru tine, omul ăsta se va comporta exemplar cu tine. Tu va trebui doar să ce? Să ce faci în relația respectivă cu omul acela? Ce am eu de oferit omului aceluia, astfel încât el să poată să-mi ofere mai departe mie sau să-mi întoarcă tot ceea ce îi ofer eu? Cum adică? Dar nu așa se, vorba ta, nu așa se marketizează toată lumea? Caută-ți relația perfectă? Cum să-ți găsești omul perfect pentru tine? Astfel încât eu sunt perfect, azi, cu toate filtrele, cu toate, eu sunt perfecțiunea. Da. Și pick me, da. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Și niciun om pe care să poți spune că îl cunoști complet. Să zici, măi, eu cunosc omul ăsta. Pentru că individual, la nivel personal, cu toții suntem în schimbare continuă. Clar, deci, poate că îl cunoști pe ăla de ieri. Exact, da. Cunosc pe Silviu varianta de ieri, dar nu mai este acela care era atunci când ne-am cunoscut, asta categoric, s-a schimbat. Ok. Bine, sper. În bine, da. Din fericire, în bine, da. Și care este perspectiva feminină atunci când se creează un cămin? Care sunt așteptările? Care sunt nevoile? Care sunt cerințele? Cum le cerem astfel încât să nu fie o continuă presiune? Păi, întorcându-ne la ceea ce poate oferi femeia în familie, din vechi timpuri femeia a ținut casa, asta se știe. Și femeia a fost responsabilă cu iubirea din casă. De a aduce iubire și a reuși să-i deschidă pe ceilalți care sunt în casă, astfel încât să putem conviețui împreună. Pentru că, fiind și diferența aceasta de vârstă între noi doi, au existat multe discrepanțe. Diferența de vârstă între noi doi este de 20 de ani. Mulțumesc! Asta este diferența de vârstă. De vedere, oricum, cred că femeia este într-adevăr mai matură. E un pic mai ciudat când e invers. Este. Dar și acolo înțeleg că fiecare treaba lui, fiecare alege pentru el. Da, pentru că cu toții suntem atât de diferiți și cu toții avem atâtea nevoi particulare, încât nu putem să dăm acum niște exemple care să le cuprindă pe toate. Ia-ți omul, ia-ți femeia în casa ta și vorbește cu el. Întreabă-l, măi, ce așteptări ai tu de la mine? Ce aș putea eu să-ți ofer să pot faci mai fericit sau mai fericită? Cum putem crește împreună? Cum putem crește? Unde vrem, în primul rând, să ajungem? Cum vrem să fie toată relația noastră? Și voi cum ați făcut asta la început și cum ați făcut asta după ce a apărut Adam? Pentru că povesteam și în ediția anterioară, da, poți să ai tu pe hârtie ce vrei tu, dar vine copilul și
Dă lumea peste cap. Cum faci în acel moment, când, exact cum a menționat și Silviu, momentul în care vine copilul, nu vine doar copilul, vine toată familia. Așa este. Și da, mi-a plăcut aia cu bunicii găsesc o breșă ca să intre. Eu zic că mai mult decât atât. Se întâmplă un lucru extrem de ciudat și vă rog frumos să-mi scrieți dacă și la voi la fel. Parcă părinții noștri nu mai sunt părinții noștri. Ei sunt doar bunicii nepoților. Corect. Deci nu se ceartă cu tine pentru copil, de parcă, știi, eu, pe mine m-ai născut. Alo, eu. Asta e a doua generație. Nu. Știu. Trăim și noi asta. Din fericire, și familia acolo? Și din familia mea și din familia ei, chiar avem o relație foarte bună și suportivă din partea lor, extraordinar, ceea ce ne ajută foarte mult. Adică nu mai consumăm tensiuni și discuții în cuplu legate ai mei sau de a ei. Din contră, îi avem ca resurse. Cum ați făcut să stabiliți relația? Chiar dacă sunt departe și nu sunt aproape de noi. Că dacă ar fi fost și în București aici lângă noi, ar fi fost totul minunat. Dar sunt destul de departe. Foarte departe, la 50 și 150 de kilometri de București. Cum am făcut? Cred că ne-am documentat, în primul rând, despre creșterea copilului, după care am hotărât să trăim împreună această experiență. Bunicii au venit, într-adevăr, cu sfaturile experiențelor lor. Au fost foarte binevenite. Dar multe le-am tăiat, să știți. Multe nu s-au mai potrivit. Băbismele. Cu băbismele. Păi aici am avut... am făcut o combinație. am vorbit... Și eu și ea, fiecare cu ai lui și împreună, astfel încât să conștientizeze că totuși copilul e al nostru, că vrem să-i oferim un anumit tip de educație, că anumite lucruri pe care le făceau ei mai de mult când ne-au crescut pe noi nu mai sunt neapărat valabile acum, pentru că s-au mai descoperit și alte lucruri despre creșterea copiilor și de impactul anumitor lucruri și cumva avem acest noroc că au înțeles. Și da, asta nu că suntem într-un proces. Dar a fost util proces. Să vă puneți voi de acord întâi, nu? Să fiți voi uniți. Da. Copilul, cum v-am spus, restructurează totul. Și la nivel personal, și de cuplu, și de familie. Și cumva dau un vibe foarte, foarte pozitiv familiei, dar în același timp cumva presiunea cade pe noi că trebuie să îndeplinim mai multe roluri odată. Eu cel puțin simt asta. Trebuie să fiu și în domeniul profesional, să fiu și șef pentru angajații mei, trebuie să fiu și coleg cu ei, trebuie să fiu și asociat bun cu partenerul meu de afaceri și alte roluri pe care le îndeplinesc. Femeia. Și femeia trebuie să fie mamă pentru copilul ei. Trebuie să te aștepte acasă când vii de la muncă cu mâncărica caldă, să-ți pună pe masă. Trebuie să fie femeie pentru tine, ca tu să nu te uiți în altă parte, să nu cauți în altă parte. Deci, cumva, cred că este un echilibru. Cred că cu toții le simțim, indiferent de sex. Tu ești psiholog. Cum a fost pentru tine? Când, bănuiesc că ai citit suficient de mult. Și totuși, hormonii au venit și pentru tine și nu cred că au venit exact ca la carte. Da, așa este. Și în același timp bănesc că ți-au și luat totuși abilitatea de a fi, nu știu cât lucrai înainte, dar de a fi acolo prezentă pentru cei care lucrau cu tine. Da, din zona aceasta profesională m-am retras odată cu nașterea copilului și m-am focusat doar pe creșterea lui și creșterea familiei noastre. Ok. Cum ai făcut asta fără frustrare, dacă vrei, că tocmai vorbeam, femeile amână acest moment pentru că și fără ajutor. Renunțe. Pentru că este un punct bun că bunicii, pe de o parte, că bunicii nu sunt lângă noi și că nu pot să fie foarte invazivi, dar pe cealaltă parte n-ar prinde tare bine o mână de ajutor. Și vorba aceea, cine n-are bunici să-și cumpere. Și de aceea, da, a fost destul de dificil și pentru mine să mă poziționez în statutul acesta de mamă și doar mamă, fără să mă mai focusez pe mine, să cu răbdare, cu înțelegere și cu iubire și o formă de sacrificiu pentru cei dragi.
am putut cumva să depășesc acele momente. Au existat într-adevăr și momente în care simțeam că nu mai pot, că nu mai am resursă, că nu mai am energie. În momentul acela îi spuneam lui Silviu, stai cu copilul, și mă duceam și făceam o baie fierbinte și mă relaxam și mă curățam și mă încărcam și poate mâncam ceva dulce, ceva ce îmi plăcea. Făceam ceva pentru mine în momentul respectiv. Ok. Astfel încât și eu să pot fi fericită pentru cei din jur și împăcată și liniștită, astfel încât să pot să-mi exercit foarte bine îndatoririle în familie. Și aș adăuga eu că mai mult decât atât, am susținut-o să meargă către fel și fel de grupuri de întâlnire. Așa este. Da, care pe sufletul ei și legate de profesie, astfel încât să nu rupă legătura, lucruri care să-i facă plăcere legate de feminitate, de ritualuri feminine, de fel și fel de lucruri care o hrănesc pe ea, iar eu am sacrificat cealaltă parte a mea de bărbat care mai ieșea și la, cu băieții la nu știu ce să joace, să facă, să dreagă. Acum le-am mai echilibrat un pic. Am echilibrat în situația acum, da. Într-adevăr. Aha. Și el are ieșirile lui și eu le am pe ale mele și cumva amândoi contribuim creștere. Așa, cam. Ceea ce vrei să spui este că în acel moment când se naște copilul, e important ca da, pentru că femeia oricum n-are ce să facă decât să renunțe practic la tot ceea ce a fost ea înainte, măcar pentru o perioadă. Da. E important ca și bărbatul să facă lucruri ca să-i dea spațiu să mai facă ceva ce îi place. Da, cu siguranță da. Pentru că altfel frustrare e mare. Și cum se răsfrânge asupra bărbatului? Că bărbatul înțelege, dar de ce trebuie să... Ce, nu s-a născut să fie mamă? Dar de ce? Ce? Eu am pus-o să vrea copil, știi, celebrele... Da. Nu știu dacă vine neapărat de la bărbați, dar de multe ori vine de la mama băiatului. Da. Mai... Important este să ne mai luăm energia și din alte părți. Pentru că pot să înțeleg că acasă, da, stând doar în casă, chiar dacă e un mediu protejat, ai confort, nu trebuie să umbli ca mine toată ziua peste tot, consum multă, multă energie și la un moment dat ai nevoie să mai ieși din spațiul respectiv, să-ți mai limpezești un pic mintea, să vezi lucrurile altfel, dintr-o altă perspectivă, din afara casei, uitându-te către ce se întâmplă și să-ți iei energia și de la alți oameni și de la alte activități. Cred că este absolut necesar și cumva, dacă nu ți se oferă, nu știu, de către bărbat, ar trebui să cer ca femeie lucrul ăsta, da? Astfel încât să poți să echilibrezi. Pentru că altfel, până la urmă, erodeze relația foarte, foarte mult. Aș vrea un pic așa să mă duc în spațiu. Tu ești psihologul echipei naționale de fotbal. Îi trenuiești inclusiv pe partea asta? Adică ajungi să discuți... Aspectele? Da. O mare parte din discuțiile personale cu jucătorii sunt legate de relațiile lor. Și de femeile pe care le-au în viața lor, fiind fotbaliști și na, câștigând destul de mult, atracția și anumite, să zicem, tipuri de femei sunt mult mai apropiate către ei și împing către a-și trăi viața și a consuma foarte repede resursele. Și atunci împing către relații în care femeia sau fata respectivă să fie de un anumit tip care să poată să susțină ceea ce face el și să nu intre în conflict. Pentru că altfel distruge și avem suficiente cazuri și ei au cunosc suficiente cazuri. Și atunci multe din discuții au fost în sensul ăsta și mulți din, mai ales de la echipa de tinere cu care am făcut acea performanță istorică a fotbalului nostru de peste 30 de ani, am vorbit cu ei despre aspectul ăsta și mi-au spus, am găsit, uite, mă ajută și îmi face la robot nu știu ce shake-uri. Când vin acasă, chiar dacă am câștigat sau am pierdut, nu tăbară pe mine și nu știu ce, mă lasă să mă liniștesc și zic, da? Și cumva e un proces de a învăța să treci cu celălalt și de a înțelege că la un moment dat, aici e foarte interesant ca dinamică, e foarte greu, unul este în față și celălalt trebuie să-l susțină, după care, într-o anumită perioadă, lucrurile se inversează. Și trebuie să... Asta vreau să spun. Cum știi? De fapt, bărbatul, că n-am încheiat, n-am tras concluzia, bărbatul ce are nevoie de la femeie ca resursă? Dacă ar fi să ne ducem așa la... Ce vreți voi de la noi? Cu ce vă hrăniți? Cu ce ar trebui să vă hrănim?
Acum, când mi-am adus aminte de Edison, care, na, celebru inventator, care pur și simplu el trăia doar în laboratorul lui. Chiar dacă a avut 15.000 de patente, efectiv, mii de patente de invenție, el avea o echipă mare, vreo 100 și ceva de oameni care lucrau pentru el. Dar el trăia și muncea într-un laborator. Iar soția lui era o victimă colaterală, ea îi gătea, îl îmbrăca, seara, noaptea mergea la el, îl învelea acolo unde adormea pe un fotoliu, pe o canapea, și cam asta a fost viața ei. Ea este o eroină anonimă în acest proces, dar pentru ca el să poată să strălucească, a avut nevoie de tot acest lucru. Iar relațiile în dinamica asta femeie-bărbat sunt fel și fel de nevoi. Da? Sunt bărbați care au nevoie de o femeie care să-i împingă tot timpul să facă lucruri. Du-te și fă aia, du-te și fă aia, că el are o inerție, că așa suntem ca bărbați. Ori țâșnim, da, ca săgeata, ori stăm în tolba de săgeți mult și bine. Da? E o dinamică agresiv-pasivă, adică avem un consum energetic diferit. Și atunci, fel și fel de bărbați au fel și fel nevoie de tipuri de femei. De-aia e și frumoasă complementaritatea dintre arhetipurile de care vorbeam și în emisiunea trecută. De-aia ele să se combine astfel încât să fie un cuplu funcțional. Cred că ăsta e mai important. Cuplul ăla armonios în care ne doar fluturași nu cred că există. Am înțeles cu toții funcțional. Că de fapt sunt niște basme care n-au legătură cu realitatea. Nu știu cine a păcălit. Ne-a pus acolo tocmai ca să ne războim, să căutăm ceva ce nu există. Da. Sunt multe fantasme puse, aduncate în social, oamenii le înghit cu, ca și acest aspect, jumătate, trebuie să-mi caut jumătate. Nu, și tot o caut, nu se potrivește, ca două piese de puzzle care, a, zici, parcă se potrivește, dar nu e perfect, domnule, mai caut și în altă parte, și în altă parte. Și cumva uităm că, de fapt, suntem ființe individuale și ar trebui să ne construim unitar, noi, așa cum ne place să fim, și să creăm parteneriate cu persoane respective, unele mai profunde, și să încercăm, nu să ne ci să se potrivească, să se potrivească noi. Perfect, da. Ci să încercăm să creăm o dinamică, așa cum sunt atomii care se facă în fel și fel de legături, și să fie o structură total aparte și inedită. Și de-aia și noi avem foarte multe particularități, și Diana a zis frumos, da. Avem multe lucruri foarte diferite de celălalt, ne străduim să le respectăm și cred că reușim, până acum ne-a ieșit, da? Chiar dacă mai sunt poate lucruri pe care și ea le va scoate la iveală și eu le voi scoate la iveală pe parcursul relației noastre, că nici noi poate nu știm despre noi atâtea lucruri. Cred. Dar încercăm să nu ne potrivim și să-l facem pe celălalt după chipul și asemănarea noastră și să creăm ceva care este total diferit. Dar că da, ce am auzit este că la un moment dat, ca să meargă lucrurile, nu neapărat trebuie să fii tu pe întâi. Și asta sunt trebuie lucruri. Să fie înțelepciunea femei, să facă pe bărbat să creadă că în continuare el e rege. Cum facem asta? Baza acestui principiu este destul de simplă. Atunci când iubești pe omul de lângă tine, vrei să îi fie bine, te lași într-un fel puțin pe tine ca să-i faci lui puțin bine, să-l vezi fericit, pentru că din fericirea lui îți iei și tu fericirea ta. Și cumva, într-adevăr, dacă nu ne sprijinim reciproc și nu ne construim ambii fericirea sau nu ne lăsăm spațiu suficient astfel încât celălalt să-și crădească propria fericire, atunci nu o să meargă, categoric. Hai să vedem. A apărut Adam. Ta-da! Cu nevoile lui. Ta-da! Unde a mai încăput nevoile voastre? Nevoile noastre, anumite nevoi au fost lăsate deoparte, puse pe hold, pe pauză și reluate. Pentru că și aici putem spune de un mic sacrificiu, da? Las de la mine puțin acum ca să ne fie tuturor bine, pentru că dacă într-o ceartă eu câștig, amândoi pierdem. Dacă el câștigă, amândoi pierdem. Dacă ajungem la o concluzie comună, câștigăm împreună și mergem mai departe împreună. Asta este esența medierii. Ok, cum faci? Că începusem discuția emisiunea trecută. Cum ai înțelepciunea? Că începe o discuție, nu? Știm. Și începe tam, 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 ping-pong-ul. Și începe și crește tensiunea. În acel moment, cum știi
cine ar trebui să facă un pas în spate? Că dacă nu faci un pas în spate, se vor spune sau se vor face lucruri pe care niciunul nu le vrea. E clar. Cred că simți. Cred că simți momentul respectiv. Când începe tensiunea să atingă cote mai înalte, cred că simți și te dai tu un pas în spate. Tu... Ce încercăm noi să facem și... Aveți vreo regulă? Încercăm și discutăm aspectul ăsta ca să ne facem, dacă avem pretenția că în perioada aia de furtună, de taifun, că, na, ne, ce drăgălași să, să gestionăm momentul, e puțin probabil și ne străduim cumva ca în perioadele liniștite, de pace și asta de-aia și ne străduim să mai avem și momentele noastre noi doi. Și de-aia ne ajută foarte mult și, și bunicii în momentul ăla să ne mai să stea cu el, să putem să găsim mecanisme prin care când apare semnalul de furtună, să apară acolo un semnal de alarmă că să ne conștientizeze, pentru că altfel odată ce am intrat pe acel punct de no return, e foarte, adică trebuie să se distrugă totul ca să formă să încep să reconstruiești. Da, e un efort imens pe care și lasă o rană foarte profundă în relații. Și de-aia cumva noi încercăm și poate aici ne ajută aspectul profesional să construim din timp niște mecanisme de semnalizare. Da? Okay. În care... Și aici vreau să zic. Ok, și aici intervine, da, avantajul de a avea niște instrumente. Care ar putea să fie niște mecanisme de, de semnalizare și de... Că exact de aia se fac și procedurile acelea și de evacuarea. Da, pentru că în momentul în care, Doamne ferește, ia foc ceva, nu mai gândești logic. Și atunci e important să te uiți acolo și să faci ca prostul. A, numărul 1 aprinde la numărul 2. Exact așa, nu vrei să-mi spui că în relație așa trebuie să fie niște proceduri de urmat. Da, pentru că se spun cuvinte care nu se uită, se întâmplă lucruri care nu se uită, chiar dacă nu ne reprezintă cu totul pe noi. Da, reprezintă aspecte din noi, de frustrare, de agresivitate, dar nu reprezintă eul total. Adică în momentul ăla îți se pare că pe omul ăla îl urăști, dar când e în perspectiva largă, tu îl iubești pe acea persoană și o mică parte din tine ia controlul cumva conștiinței. Da, ne străduim cu aceste cuvinte, safe word-urile pe care fiecare ar trebui să le aibă, de anumite gesturi și momente în care să putem să tergiversăm și să amânăm, nu-i momentul acum, hai să discutăm mâine, stai să vedem, ca să, să tot amâni apariția furtunii. Pentru că dacă îi permiți să se distruge tot. Și uiți... Eu sunt adeptă a comunicării. Eu aș comunica despre tot ce simt în mine cu el. Și în momentele în care suntem fericiți, dar și în momentele în care suntem foarte furioși. De aceea, înainte de o ceartă, consider că este bine să spui, măi, uite, eu mă simt în felul ăsta. Trist, supărat. Eu mă simt trist, supărat. Eu, înăuntru meu, eu simt asta. Eu aș avea nevoie de la tine de asta. Să încercăm să vorbim foarte mult despre noi și nu despre celălalt. Eu mi-aș dori de la tine, tu nu faci asta, tu trebuia să faci asta și n-ai făcut-o, tu ești vinovat. Nu, uite, eu sunt supărat din cauza că s-a întâmplat respectiv lucru. Cum putem să facem să nu escaladeze toată situația? O comunicare e foarte importantă. Din jumătatea noastră de relație. Da. Da. Mintea bărbatului un pic diferită. Și asta aici, vreau să spun. Dacă și eu aș comunica non-stop, dar poate comunicăm noi două și exact. Nu știu cum să le transmitem lor, știi, pe fax cumva. Eu vin, să zicem așa, luăm un caz, da? Vin de la muncă, da? Plin cu fel și fel de proiecte și lucruri pe care trebuie să le fac, da? Mă străduiesc să le las cumva așa pe parcurs, pe unde apuc până ajung acasă, să pot să fiu cât mai deschis, mai prezent acolo cu ei. În momentul ăla, eu nu sunt pregătit pentru o situație de genul ăsta. Nu mi-o doresc. E alarmă deja. Da. Vine Diana cu comunicarea. Da. Trebuie să vorbim. Da.
Cele trei cuvinte care paralizează orice bărbat. Trebuie să vorbim. Da. E foarte dificil. Deci pentru noi e ca așa o chestie graduală pe care ar trebui să o primim ca bărbați. Și aici nu vorbesc numai în numele meu, așa, pentru că cunosc mai mulți bărbați și știu care e dinamica lor, în care au nevoie ca aceste lucruri, că ele nu ard. Pentru femei, ele ard în clipa aia. Diana nu ard? Ba, ard? Da. Ard rău! Da. Ele se pot aborda și a doua zi, fără probleme. Asta e interesant. Și pentru... mai vrei ciorbă caldă, mai vrei să dormi, ce se întâmplă. Da. Deci cumva important ca, nu știu, ca sfat așa, către femei, să nu pună problema aia pe tavă direct atunci în clipa aia. Arde. Da, pentru că noi suntem în altă poveste și ne e greu să ne racordăm la ce se întâmplă acolo și într-o situație de aia. Deci avem nevoie de un pic de pregătire, de... Da, presărăm acolo câte o idee. Da, astfel încât și să găsim contextul. Cred că foarte important pentru bărbați și în relația dinamică a femeie-bărbat e contextul. Da? Pentru că trebuie să existe un context potrivit ca bărbatul să fie deschis, da? Să audă, să vadă și să fie prezent acolo. Dacă nu sunt întrunite anumite criterii, el nu are cum să dea să fie prezent acolo. Și justific asta prin, na, că mă cunosc bine și cunosc și pe ceilalți din genul meu. Și atunci cred că e foarte important să ne ajutăm să creăm contextul potrivit ca să maximizăm rezultatul acelei comunicări. Cum creezi contextul potrivit? Comunicând. El îmi poate spune, draga mea, am venit de la muncă, n-am avut tocmai o zi extraordinară, am nevoie de niște spațiu. Nu pot să vorbesc acum despre asta. Nu știu, hai mâine, te invit la o cină romantică mâine, ce spui? Ceva de genul. Deci până la urmă tot aveți, aruncă tot la bărbat. Dar ce fac, că mă gândeam și ce, cum aș putea să creez spațiu, contextul pentru ca bărbatul să mă audă? Eu cum îmi dau seama că el nu e disponibil în momentul respectiv? Eu cum găsesc acel moment extraordinar? Tot prin comunicare, nu-l găsesc eu, îl găsim amândoi. Da. Comunicăm, negociem, dar cred că... Nu, dar spune, deci cum ar putea o femeie să creeze context? Că știi, există bancuri, nu vreau să ne ducem în ele, cam când ar trebui să-i spui bărbatului, da, lucruri, da. Nu? Cred că e important, nu știu, să fie un spațiu, un loc unde să putem să discutăm. Noi avem șansa să avem un parc destul de aproape în care să mergem să ne plimbăm și în timp ce plimbăm se creează și acest context potrivit. Da? Nu mai suntem în casă, în aceeași cameră în care trebuie să ne confruntăm. Da? Și ajungem la partea energetică. Că dacă vă certați în dormitor, nu vă așteptați să aveți o relație spectaculoasă noaptea. Da. Deci cred că e important de a ieși din cadrul problemei și care este și spațiul fizic de acasă și de a discuta în alte contexte în care cumva se duce o altă presiune de pe tine. Da? Acolo în casă parcă nu ai unde să ieși și te simți cumva poate încolțit, că nu, poate nu simți că e momentul, nu te simți pregătit. Pentru că noi credem, ca bărbați, că femeile au suficient timp să se înarmeze, să-și pregătească discursul și noi venim așa pe nepregătite și suntem luați și nu ne place deloc acest lucru. Da? Deci cumva e important să existe o chestie de egalitate. Anunțăm, pregătim ca să iasă ceva bun. Și că acum, altfel e, iar o să iasă oamenii de știință au spus că indiferent cât vă pregătiți voi, noi oricum avem mai multe cuvinte decât voi. Asta e cu siguranță, dar măcar suntem și noi cât de cât acolo disponibil să auzim. Okay. Și disponibil deci, să spui tu că în afara casei, oricum e un spațiu în care... Noi ne simțim mai confortabil și mai safe. Uh-huh. Și plimbările oricum ajută la această stare de nervozitate. Ok. Deci lași copilul vecinei și... Nu, inclusiv cu el, plimbându-l, nu avem nicio problemă. Asta e, cum e cu discuțiile de față sau nu de față cu copiii? Ideal ar fi să nu existe aceste discuții de față cu copilul, deși, sincer să vă spun, copiii sunt emoțional total, până
încetul cu încetul se dezvoltă și alte aspecte din ei, sunt emoțional și conectați energetic la noi. La părinți, adică oricum și simt trece, tot ce se întâmplă. Trece energia aia și prin camerele de plumb, alea izolate și prin, pe care pe Superman de fapt îl conțineau. Copiii simt prin orice perete ce se întâmplă, da, energia ce e acolo. Dar, într-adevăr, nu cred că ar trebui expuși la genul acesta de discuții și de luptă, care sunt mici momente de confruntare. Și atunci întreb, ei de unde să învețe cum să gestioneze conflictele? Dacă ei nu-și văd părinții gestionându-și conflictele? Asta e o dezbatere fără sfârșit. Că ok, adică cred că ceea ce mi-a lipsit mie la părinții mei este să văd cum să ajungă la un deznodământ fericit. Aici cred că e foarte important să înțelegem că procesul dezvoltării unui copil pornește de la o funcție emoțională totală, de fuziune emoțională și fizică, încetul cu încetul fizicul se duce, dar rămâne conectat emoțional cu părinții, în special cu mama sau părintele semnificativ, și încetul cu încetul apar, da, se dezvoltă partea fizică, se dezvoltă partea socială, cognitivul, da, și spiritualul cel mai târziu. Deci cumva faptul că îi arăți unui copil de câțiva anișori o confruntare între părinți, eu nu cred că înțelege nimic din ea. În schimb, la o vârstă în care începe să înțeleagă dinamica unei relații, dinamica de cuplu, dinamica de soț-soție, dinamica în special a relațiilor, o să înțeleagă mult mai bine. Și atunci poți să mai arăți din ceea ce se întâmplă în cuplu. Dar la o vârstă fragedă, aceste răbuvniri, el le ia, știți foarte bine, le ia foarte personal, ca și când ar fi vina lui. El neînțelegând de fapt ce se întâmplă, și nu cred că ar trebui să fie expus la asta. Încetul cu încetul, când are capacitatea să înțeleagă... Ce înseamnă? Când are capacitatea să înțeleagă? Cred că undeva după 10-12 ani ar putea să înțeleagă, că deja înțelege cum funcționează relațiile, a avut și el relații care s-au stricat, s-au destrămat, sau cu relații conflictuale pe care le-a gestionat într-un fel sau altul și, bineînțeles, învățând cumva teoretic de la părinți cum ar trebui să gestioneze, și încep să vadă și dinamica părinților. Dar altfel, la vârste foarte fragede, cred că e o expunere care nu le ajută nimic. La fel ca și expunerea copiilor mici la pornografie. Nu înțeleg nimic de acolo, decât ce, poate un alt act animalic și atât. Da? Apoi le e foarte greu să mai pui alte aspecte mult mai elevate. Stai că, de fapt, relația este comunicare afectivă și alte aspecte. Da? Și de aia și copiii de acum, văzând și având atâta conținut, da, la care au acces și ei nu poate să proceseze corect acea informație pe care o primesc, o magazinează cum vine. Ori primar, ori prin intermediul unui copil care e tot de vârsta lui și care cine știe ce fantasme, că dacă vă zic ce fantasme au copiii despre anumite lucruri, ziceți că wow, dar astea sunt lucruri care se impregnează și rămân ca engrame. Și nu cred că e cazul. Noi încercăm să evităm astea și nu avem tensiuni așa pe care și explozii, că, dar încercăm să ne păstrăm cât se poate. Încercăm și da, sunt total de acord cu tine, însă până la vârsta de 10-12 ani copilul o să tot întâmpine certuri în familie, adică noi încercăm să nu avem și să le gestionăm cum trebuie, dar cum facem viața de zi cu zi când nu putem să ne ducem afară să ne calmăm sau pur și simplu se întâmplă ceva atunci, cum s-a întâmplat situația cu uleiurile esențiale cu copilul. Astfel de sfaturi nu se pot da în cazurile reale, de zi cu zi. Oamenii se ceartă în casă, din păcate. Important e cum ne certăm. Ce fel de conflicte avem? Conflicte care duc la niște soluții, duc către niște soluții, sau conflicte care sunt doar de dragul de a fi, de a... Și de a te răcori. Până la urmă am auzit foarte des scuza asta cu... Hai, domnule, că eram și eu supărat, am mai spus și eu niște cuvinte. Dar nu, pentru că, exact cum am spus, cuvintele alea rănesc pe toți cei din jur. Și nu, adică ce înseamnă? A venit altcineva în locul tău și te-a făcut să spui toate
Și eu ce fac cu toată mizeria? Corect. Tu ai lăsat-o. Aici, în fine, dar nu e doar o perspectivă masculină aici. Adică am văzut și foarte multe femei care fac același lucru. Aici ar trebui, nu știu, o igienă a relației pe care să o învățăm unde, cum? Asta ar trebui, această pedagogie a comunicării, această igienă relațională, ar trebui cumva învățată. Și această, faptul că noi avem un copil, asta nu înseamnă, ne califică că fim părinți. Da? Chiar dacă suntem psihologi, suntem în anumite zone care nu neapărat pe parenting. Și atunci trebuie să învățăm și noi să fim părinți suficienți de buni, cum zice Winnicott. Dar ne străduim să evoluăm, să ne dezvoltăm în sensul ăsta și să o facem și împreună. Și complementar, că aici e important. Ne tot încercăm să ne păstrăm și particularitățile, adică să nu intrăm în funcția celuilalt. Și aici e o provocare destul de mare. Iar conflictele pe care le avem să fie tot mai mult în zona aceasta de conflicte funcționale. Astfel încât noi doi să ne putem înțelege, să putem empatiza unul cu celălalt, să putem să înțelegem situația astfel încât să nu ne mai trezim în acea situație pe mai târziu, să nu mai repetăm aceleași greșeli. Și să putem să dormim și noaptea împreună. Frumos! Corect. Da, mai ales de copii. Am avut, inocența să cred că în două emisiuni putem acoperi subiecte de două ediții a emisiunii, că putem acoperi toate subiectele ce țin de sănătatea familiei. Evident, cred că doar am zgârmănat un pic. Dacă ar fi să vin așa, uite, o concluzie, v-aș întreba în ultimul minut, concluzia mea e că în această epocă în care femeile s-au descoperit, se descoperă bărbații și da, trebuie să le facem spațiu, ar trebui să ne îngăduim mai mult unii pe ceilalți. Să înțelegem că este o perioadă de tranziție, inclusiv relațională, și nu avem un exemplu în care să te ducem și să-l urmăm. O concluzie din partea masculină? Cred că e foarte important aspectul ăsta, să ieșim din fantasma asta că dincolo e mai bun sau cu altă încercare o să fie mai bine. Până la urmă ține doar de noi. Adică noi tot, sau vremurile moderne ne vorbesc tot timpul că căutați în afară, cumpărați de acolo, din afară, că se... și când de fapt este vorba despre noi înșine. Până la urmă noi trebuie să ne reparăm, noi trebuie să lucrăm la noi, noi trebuie să ne schimbăm perspectiva și mai puțin să lucrăm în afară. Că în afară... se poate evolua în relație, nu? Adică în aceeași relație. Clar. Da, cu foarte multă muncă, da. Cu foarte multă muncă, dar oricum o luăm de la capăt. Perspectiva feminină? Dacă ar fi să spun ceva despre cupluri, ca și o încheiere, aș sfătui pe cei de acasă să maximizeze ceea ce îi unește și să minimizeze micile lucruri care îi despart. Să fie buni și iertători. Mulțumesc, bună idee. Și v-aș arunca această minge la final. Hai să vedem dacă am putea să discutăm mai mult despre lucrurile frumoase ale partenerului nostru, ale copiilor noștri, ale căminului nostru. Și la probleme să le lăsăm acolo, să vedem ce am putea să facem ca să găsim soluții. Cam ce s-ar schimba în viața noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept mesajele voastre. Vă mulțumesc vouă pentru disponibilitatea și deschidere. Le mulțumesc colegilor mei din regie. Rămâneți pe canal 33. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere! Această emisiune v-a fost oferită de Aqua Carpatica.